Binecuvântat să fie în numele Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Să deschidem cuvântul Domnului în Cartea Iov. Vom citi din capitolul 1, începând cu versetul 13. Să ascultăm cuvântul. Într-o zi, pe când fiile, fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor cel întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis, Boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabene asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, Focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște caldeeni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, Fii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustiu și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat antaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios Împotriva lui Dumnezeu. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Seara aceasta am venit în mijlocul adunării dumneavoastră, cu bucurie. Mulțumesc fratelui Pastor, fratelui Mircea, pentru invitația făcută. Vă aduc salutări din partea Bisericii Soră, Biserica Emanuel din Sibiu și din partea colegilor profesori și studenți de la Institutul Teologic Pentecostal din București. Bună Dumnezeu să binecuvânteze comunitatea dumneavoastră, să binecuvânteze familiile dumneavoastră, să binecuvânteze pe fiecare dintre noi în toate privințele. Sunt bucuros să revin în mijlocul dumneavoastră, Chiar dacă un pic mai târziu decât s-a vorbit, da, atunci a fost rândul altuia. Acum, prin rânduința lui Dumnezeu, sunt rânduit să vă slujesc. M-am rugat lui Dumnezeu cu privire la mesajul pe care urmează să îl împărtășim și am primit pe inimă să citim acest text biblic din care, din care pornind și apoi mergând în alte locuri în Scriptură, să căutăm răspuns la o întrebare. O întrebare cu care, mai devreme sau mai târziu, ne vom confrunta. Unii dintre noi deja s-au confruntat, alții se confruntă în prezent, și dacă e cineva care încă nu s-a confruntat cu această întrebare, îmi doresc ca întâlnirea cu ea să aibă loc foarte, foarte, foarte târziu și, dacă e cu putință, niciodată. Întrebarea este următoarea. Ce poți să faci când Dumnezeu întârzie să te ajute? Nu e limpede dacă vrea sau nu. Limpede însă este că nu te ajută pentru moment. Și ce poți să faci atunci? E foarte ușor să te rogi și răspunsul să vină imediat. E foarte ușor să eviți. Intrarea într-un necaz mare, sau să nu fii trecut, îngăduit de Dumnezeu, să treci pe acolo, dar dacă ajungem acolo, ce putem să facem? Am citit din scriptură despre Iov, care a trecut prin încercări inimaginabile. Omul acesta, familia aceasta, într-o singură zi, a suferit pierderi de neînchipuit. Cuvântul Domnului ne lasă că să înțelegem că în mod succesiv veștile cele rele au venit ca niște lovitori de ciocan. În aceea zi Iov urma să-și piardă toate proprietățile, urma să-și piardă oamenii de lângă el, slujitorii lui să fie uciși, urma să-i fie luate vitele, urma să fie curmată viața copiilor săi, distruse casa în care se găseau copii, Necazuri inimaginabile. Câteva zile mai târziu urma să-și piardă sănătatea și, poate ce e dureros, peste toate dureros, sprijinul soției lui, a prietenilor lui, a rămas singur, singur. O situație teribilă, niciunul dintre noi nu îndrăznim să ne măsurăm, să ne comparăm necazurile cu necazurile acestui om. Adevărul este că nu-i bine niciodată să compari necazul tău cu al altuia. Nu e bine să te uiți înspre suferința altuia, încercarea altuia și să zici a lui nu e așa de grea ca a mea. Un ecaz nu știi cât e de greu decât dacă îl porți. De pe margine e ușor de sub crucea presupusă de ducerea acelui necaz, perspectiva este cu totul alta. Ceea ce e ușor pentru unul, pentru altul este greu. Ceea ce este suportabil pentru un om, exact același necaz, pentru un alt om este zdrobitor, este insuportabil. Așa că la această ispită de a ne compara pe unii cu ceilalți și de a zice că altul este mai ușor și nouă de mai greu, ar fi bine să rezistăm. Dumnezeu le rânduiește și le potrivește pe măsura puterilor noastre. Indiferent cum stau lucrurile și de ce natură ar fi încercarea, întrebarea este relevantă. Ce faci când ajungi acolo? Cum o scoți la capăt? Ca răspuns la această întrebare, îngăduiți-mi câteva răspunsuri. Numărul 1. Roagăte lui Dumnezeu să intervină și să schimbe situația în care te afli. Acesta este primul pas și cu siguranță că pe acesta îl facem din reflex. Oamenii credincioși, oamenii temători de Dumnezeu, se roagă lui Dumnezeu, cheamă ajutorul lui Dumnezeu se bizuie pe intervenția lui Dumnezeu, se încredă în puterea lui Dumnezeu, care poate să schimbe circunstanțele. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Nu odată s-a întâmplat să avem parte de experiențe miraculoase, de intervenții surprinzătoare a lui Dumnezeu, care deodată a făcut liniște. A deschis un drum unde părea că nu există niciun drum. A rezolvat o situație inimaginabilă. A făcut ceva surprinzător. Dumnezeu ascultă rugăciunea slăbit să fie în numele Lui. Orice om este chemat să cheme, să ceară, să caute ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunea. În ce mă privește, am avut parte de asemenea situații, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Acum, când e vorba de partea aceasta, țin minte că odată la un curs cu studenții noștri am vorbit despre uh, felul în care răspunde Dumnezeu rugăciunii și am căutat să relatez două sau trei experiențe miraculoase făcute de Dumnezeu în viața noastră și a familiei noastre. Și i-am întrebat câți sunteți frați cu mine în asemenea intervenții miraculoase și au ridicat destul de mulți mâna. Sigur că nu poți să spui doar partea asta. Viața are și cealaltă față a monedei. Le-am relatat și despre experiențe de viață în care, deși m-am rugat și am cerut lui Dumnezeu ajutorul, răspunsul n-a venit. Și apoi am întrebat: Cât sunteți frați cu mine și în experiența asta? Și la această a doua întrebare au ridicat mâna toți. Să știți că dacă am face acel test. Se va confirma rezultatul și în seara aceasta. Nouă, nouă tuturor, ne place cumva să ne orientăm așa spre o imagine triumfalistă a relației noastre cu Dumnezeu sau a ceea ce este Dumnezeu în viața noastră. Accentuăm partea aceasta, intervenției sale, a minunii sale, a lucrării sale. Nu trebuie să pierdem asta din atenție. Însă să nu uităm că nu întotdeauna această perspectivă corespunde realității vieții. La noi în adunare, cineva s-a ridicat în picioare și a zis Domnul ne-a ascultat rugăciunea și mama noastră bundavă a fost vindecată. Ne-am rugat pentru ea, slujitorii au făcut ungere cu un delem și Dumnezeu a vindecat-o. Și cu toții ne-am bucurat. Și vă spune dumneavoastră și care e problema în această mărturie? Problema nu e niciuna și totuși undeva e una. Tot în adunarea noastră era o familie care în săptămâna aceea își mormântase mama. Și pentru ea s-au făcut rugăciuni, și ei s-a făcut ungerea cu undele. Și cu toate acestea Dumnezeu în situația aceea a spus nu. Oamenii când au auzit mărturia celor cu miracolul, n-au putut să nu-și pună întrebarea dar pe noi de ce nu ne-a ajutat? Și de aici am învățat ceva. Când te bucuri să nu uiți de acela care încă suferă. Și când plângi, nu te pierde cu inima. fă discret. Și arată-ți tăria credinței. Torcându-ne la întrebarea noastră, ce e de făcut când Dumnezeu întârzie să dea ajutor? Primul răspuns este, roagă-te lui Dumnezeu să te ajute. Fă-o cu încredere. Dacă întârzie Dumnezeu să te ajute, aduți aminte de ce a făcut Domnul Isus când și El aștepta ajutorul și răspunsul a fost nu. Paharul trebuie să fie băut. Isus a rugat a doua oară, Isus a rugat a treia oară. Și după a treia oară ce a făcut? Cuvântul ne spune că a mers pe drumul cel greu care este în față. După același model, Apostolul Pavel se roagă și el de trei ori. Înțelegând în final că răspunsul lui Dumnezeu este Harul meu ți este de ajuns. În starea asta în care te găsești, vei sta mult timp. Și înțelegând asta, Apostolul Pavel a acceptat voia lui Dumnezeu pentru el, stând sub cruce. Nu s-a mai rugat a patra oară. Acest principiu al rugăciunii de trei ori a zice că se aplică numai în dreptul propriei persoane. Când în urma rugăciunii realizezi că într-adevăr Dumnezeu are pentru tine răspunsul, trebuie să stai aici mai mult. Când e vorba de relația cu alții pentru care ne rugăm, acolo trebuie să ne rugăm până la capăt. Nu o să rezolv problema, zic, m-am rugat de trei ori, acum dacă vrea Dumnezeu să-L vindece, să facă ce vrea, în ce mă privește, nu mă mai bag. Credincioșii sunt chemați să se roage unii pentru alții până la capăt. Deși cel care este în situație, poate să afle din partea lui Dumnezeu că pentru el răspunsul în situația aceea este nu. Și atunci poate înceta, acceptând să meargă pe drumul cel greu. Dar până acolo mai e ceva. Ce e de făcut în situația în care Dumnezeu întârzie să ne ajute. Al doilea răspuns la întrebare, cercetează-te să vezi dacă nu cumva intervenția lui Dumnezeu este blocată de vreun păcat, vreo greșeală în care poate că ai căzut. Nu trebuie iute să zicem din cauza cine știe a ce păcat mi se întâmplă, dar ni să neglijăm perspectiva aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că păcatul Săvârșit, nemărturisit Ne-a adus la cruce Stările acelea vinovate neîndreptate Pun între noi și Dumnezeu Un zi de separare, de despărțire Și îl împiedică pe Dumnezeu să ne asculte rugăciunea E posibil Ca el să întârzie Să te ajute din cauza faptului că E un rău Pe care trebuie să-l identifici Și pe care să-l dai la o parte În vremea lui Iosua Cauza din pricina căreia Dumnezeu nu a ajutat pe Israel a fost păcatul lui Acan. Și în vremea lui David, păcatul lui Saul cu Gabauniții, cunoașteți împrejurarea. Când în ambele situații răul acela a fost identificat și rezolvat Dumnezeu este, Domnul și-a întors fața înspre popor și l-a ajutat. Înțelegând această lecție duhovnicească, din ea să învățăm și noi. Ori de câte ori ne găsim într-o situație de încercare, în timp ce ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să nu uităm să ne și pocăim și să căutăm să ne îndreptăm în toate domeniile vieții noastre. Aici, cu îngăduința dumneavoastră, aș face o precizare. Această cercetare în zona greșelilor, nu avem voie să o facem în dreptul altora. Spun acest lucru ferm. La ispita de a găsi răspuns la întrebarea din ce pricină suferă cineva, rezistă. Nu-i treaba ta. Uneori oamenii au răspuns în vârful degetului arătător. Știu ei de ce a pățit, cine a pățit, ce a pățit. Și între ei vorbesc. Greșeala aceasta a fost făcută de prietenii lui Iov. Care venind la el să îl încurajeze, Cuvântul ne spune că o săptămână au rămas muți când au văzut ce se întâmplă. Și după o săptămână au început să vorbească. În esență, în sinteză, așa, pledoaria prietenilor lui Iov a fost după următorul model: Iov, Dumnezeu este drept, este sfânt. Oamenii sunt cu slăbiciuni și păcate. Dumnezeu pedepsește păcatele oamenilor. Și dacă vreunul dintre oameni se căiește și se îndreaptă, Dumnezeu poate să-i arate îndurare și să-l scape. Asta era lecția istoriei. Așa de generații se știa. Și acum o veni cu ea la Iov. Iov, și tu ești om și suferi. Ia caută să vezi păcatul pe care l-ai făcut căiește-te, îndreaptă-te și poate că Dumnezeu îți va fi binevoitor. Și eu zicea, dar n-am făcut nimic. Și următorul prieten zicea, auzi, tu ai uitat. Și alte argumente și alte dovezi care urmau să-l aducă pe Iov în punctul acela în care să-și recunoască greșeala. Toți trei au făcut așa. Al patrulea, cu numele Elihu, a avut o altă perspectivă. El a spus așa, Suferința unui om poate să aibă rațiuni și explicații de neînțeles. Nu în toate situațiile, pe necazul unui om e cauzat de o greșeală personală, de un păcat în care a căzut. Pot exista rațiuni supraomenești, dincolo de lumea noastră și viața și istoria noastră. Asta a zis Iov. A zis Eliu. În cel privește pe Iov, să acceptăm că sunt rațiuni pe care nu le pricepem. n aș știut exact ce, care e răspunsul, dacă cam în direcția era. Mai târziu, Dumnezeu a pus în evidență ce s-a întâmplat, a explicat rațiunea suferințelor lui Iov și acum ironia. În ce privește pe cei trei prieteni care l-au tot apăsat zicându-i tu ai suferi că ai făcut rele, dar nu recunoști? Pe aceia trei Dumnezeu s-a mâniat. Și cuvântul ne spune că le-a vorbit și le-a zis așa, sunt supărat pe voi. Însă vă voi ierta cu o condiție. Să se roage pentru voi Iov. Și asta este ironie. Ca să se roage Iov, trebuie să-i cer să se roage. Și ca să-i cer să se roage, trebuie să te întâlnești cu el, să vorbești cu el, să-i explici ce ai pățit. Și acolo și-au învățat ei bine lecția. Că de aici încolo niciodată să nu cauți tu răspuns la întrebarea de ce suferă semenul tău. Înțelegeți? Întorcându-ne la uh, vântul nostru, față în față cu insuportabilul vieții, cere ajutorul lui Dumnezeu și cercetează-ți viața ta, a familiei tale. Numărul 3. Încredete în providența lui Dumnezeu. După Sfânta Scriptură, Dumnezeu este de partea credincioșilor săi, de partea oamenilor. Dumnezeu nu este împotriva noastră. În bunătatea Lui, El își arată față de noi dragostea și purtarea sa de grijă în foarte multe feluri. Prin providența Lui Dumnezeu aș înțelege preocuparea Lui Dumnezeu de a fi de partea noastră și de a lucra în folosul nostru. Dumnezeu este atot puternic. Nimic nu-i scapă de sub control. Dumnezeu este înțelept. Niciodată nu greșește. Dumnezeu este bun. Orice face este o expresie a dragostei sale. Nu-i nicio cruzime în ce face. Și acum aplicând în dreptul meu acestea spun Domnul e atot puternic, nu poate greși. Domnul e înțelept, e atot puternic, nu-i scapă de sub control, e înțelept, nu poate greși, e bun, nu-i nimic rău în ce se întâmplă cu mine. Dumnezeu lucrează pentru mine. David zicea în încercările sale așa: Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul, la umbra aripilor tale caut loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către cel prea înalt. Răspunsul nu venea. An de zile la rând l-a fugărit Saul și i căuta pierzarea. Și această rugăciune a făcut-o din fundul peșterii, din care urma să iasă și să se strecoare încet pe lângă Saul cuprins de somn. Și și-a încheiat rugăciunea zicând către Dumnezeu care lucrează pentru mine. Așa și-a înțeles viața. Și asta e înțelegerea providenței lui Dumnezeu. Că Dumnezeu cel atotputernic, înțelept și bun, a cărui căi nu le înțelegi, a cărui, a cărui intervenții în viața ta se pare că n-au Totuși El lucrează pentru tine. Într-un fel ciudat. Dar lucrează pentru tine. Nu împotriva ta. Ci pentru tine. Văzut din exterior, se pare că e împotriva ta. Dar din interior reții că lucrează pentru tine. Asta este bizuirea pe providența lui Dumnezeu. Și asta te ține tare în necaz. Asta te ține tare și după ce treci din necaz. Și aici este exemplul lui Iosif. Cuvântul ne spune că Iosif a trecut prin încercări teribile, vândut de frații săi, ajungând în Egipt, pare să că pentru un moment este restaurat, ajungând mare în casa lui Potifar, ca apoi de acolo, din vârstă să fie trântit, nici n-a ajuns vreodată mai jos. Pușcărie, pierzând tot și cu perspectiva pedepsei capitale. Și de acolo Dumnezeu l-a ridicat. Cum citim în Biblie, anii trec, e restaurat, și acum se împlinește visul din pruncie. Frații lui vin și se închină în fața sa. Iosif îi recunoaște, se arată în fața lor, frații îl recunosc, intră în ei spaima și acum așa au zis ei, e și mai târziu discuția asta, mult mai târziu. Murise tata. Și au zis ei cât e tata în viață, neapără prezența tatălui, dar moare tata și Iosif face ce trebuie făcut. Și la sfârșit Iosif le-a zis așa, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat rău în bine. Și asta a fost înțelegerea providenței lui Dumnezeu. Această bizuire pe intervenția lui Dumnezeu care lucrează pentru noi ne va păstra sănătoasă în mintea și tare sufletul și în rău încercării și pe culmea biruinței. Dumnezeu să ne ajute! În al patrulea rând, așteptând intervenția lui Dumnezeu care nu mai vine, numărați binecuvântările. Aduți aminte de ce a făcut Dumnezeu pentru tine până acum. Aici avem Psalmul 103. În Psalmul 103 scrie așa, versetul 2. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Într-un cuvânt, ni se cere să numărăm binecuvântările. Psalmul 103 este psalmul omului înaintat în vârstă. Veți spune de unde știm. Din două detalii din psalm. Scrie așa în psalm mai târziu, El îți satură de bunătăți, deția. El te face să întinerești ca vulturul. Tinerii nu întineresc, pentru că sunt tineri. Mă bătrânii pot întineri. Și de aici reține că psalmistul este un om în vârstă. Să încercăm să ne transpunem, unora vă este foarte ușor sunteți acolo. Pentru cei care suntem mai tineri ca dumneavoastră, ne închipuim doar cum ar fi. Un prieten mi-a zis, eu vreau să trăiesc 120 de ani. Și eu am zis, dar cine te oprește? Dumnezeu să-ți ajute și să rânduiască să fiu martor că ai trăit 120 de ani. Am început să râdă. Ne dorim să trăim mult. Dar imaginați-vă un om ajuns la 90 de ani. Le avem în adunarea noastră o soră credință, 104 ani are. Ce în față? Când te uiți la ziua de mâine, ce vezi ajuns în punctul național vieți. Care sunt perspectivele? Ce așteptați, sora Elena? Și a zis, aștept să vină, dar nu mai vine. Și n-a mai zis ce așteaptă. Perspectivele nu sunt încurajatoare deloc. Vorba unui frate, sănătatea s-a adus, puterea s-a adus, influența s-a adus. Mai în urmă eram șef peste mulți și când treceam eu pe acolo și ziceam o vorbă, toată lumea făcea. Acum nici bună ziua nu zic. Și asta l-a tulburat și l-a îngrijorat. Cum faci față acestui moment? Psalmul 103 spune, numărăți bine cuvântările. Întoarce capul peste umăr și uită-te înapoi. În față nu arată deloc bine, dar înapoi poți să vezi ceva. Urma pașilor lui Dumnezeu din povestea vieții tale. Asta vezi acolo. Numărarea acestor binecuvântări nu e cu sensul contabilizării lor. Am 25. Poți să numeri 100 și să nu din ele nimic. Înțelesul este altul. Observând felul în care a lucrat Dumnezeu cu tine, meditând la acele binecuvântări, o să realizezi un tipar, un mod al lui Dumnezeu de a se relaționa cu viața ta. E efectiv un paradigmă, un model al intervenției lui Dumnezeu în viața ta și vei descoperi că ceea ce a fost Dumnezeu pentru tine în urmă cu 30 de ani, a fost și în urmă cu 20 de ani și în urmă cu 10 ani. Erau frământări în urmă cu 30 de ani care te-au pus jos și ai zis pentru mine, nu-i scăpare, ai stricat către Dumnezeu și după 5 ani ai fost scos la loc larg și de multe amintire povestea aia de atunci care te-a îngrozit de moarte, ai mai avut una mai încoace și alta mai încoace și punându-le cap la cap îți dai seama că lanțul are două capete. Să știți că ce a fost Dumnezeu pentru noi în anii trecuți va fi pentru noi și în anii viitori. Asta e ideea. În aceasta, eu citesc Exodul 33. Într-un moment de bilanț, Moise a zis: Ebenezer, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Imaginați-vă că ești șofer la o mașină, te uiți la parbriz, vezi în față drumul, stai într-o parcare și te uiți în oglinda retrovizoare și zici: Pene, și-am scos-o la capăt. Acum, ce fac de aici încolo? Și a zis Moise, Doamne, de aici înainte, dacă Tu nu mergi cu noi, nu ne lăsa nici pe noi să mergem. Și Domnul a zis, voi veni cu voi mai departe. Și Moise a zis, arată în fața ta, slava ta, vreau să văd slava ta, vreau să văd fața ta. Și Domnul a spus, nu poți să vezi fața, dar uite ce se va întâmpla. Te voi pune într-o călpătură de stâncă și voi trece prin fața ta, îți voi acoperi ochii să nu-mi vezi fața și după ce voi trece, mă vei vedea pe la spate. Eu citesc așa, pe unde urmează să calc, n-ai cum să vezi, dar pe unde am călcat, te las să vezi. Doamne, arată-mi în viitor felul în care vei lucra cu mine. Vreau să văd în față, slava ta arătată în viitorul meu, vreau să văd. Ca zis că ești cu mine. Și el a zis asta, nu. În schimb, dacă vrei să vezi slava mea, fă bine să cugeți la urmele pe care le-am lăsat în trecutul tău. Și de aici vei putea să anticipi cum voi lucra cu tine viitorul tău. Asta e lecția. Și asta ține în picioare pe orice om care are măcar o rugăciune ascultată. Chiar dacă cea care e acum pe ordinea de zi nu e ascultată. Sau răspunsul întârzie. Nu Numărăți bine cuvântările. Asta e ideea. Numărul 5. Asta e mai greu de spus și, și mai greu de acceptat. Adevărul e că în viață. Dăm de circumstanță și de situații care nu se vor schimba niciodată. Oricum pui lucrurile, stările rămân cum sunt. Uneori ne găsim aduși de Dumnezeu în circunstanțe în dreptul cărora nu va avea loc o schimbare. Cum, spre exemplu, este decesul unei persoane dragi? Nu mai învie. Va învia în ziua de apoi. Dar e clar, e capăt de drum. Sau cine știe ce situație ar putea fi în dreptul căreia Dumnezeu a hotărât să nu facă schimbări. Și atunci, care învățătura? Față în față cu insuportabilul, cu rugăciunile pe care le aduci și care nu s puține și în dreptul cărora se pare că Dumnezeu zăbovește să te-a răspuns pozitiv, E înțelept să te pregătești, să accepti că sunt lucruri și care nu se schimbă. Cumva să-ți întărești sufletul și să reții că se poate ca în dreptul tău să nu aibă loc nicio schimbare. Sigur că asta nu înseamnă, vor zice unii oameni, no, asta este demoralizare, asta e descurajare, asta e necredință. Să nu interpretăm orice ambiție omenească în a vedea o schimbare ca credință. Câteodată e ambiție, nu credință. E un eu care nu vrea să învețe nimic. N-acceptă zdrobirea, n-acceptă mersul pe drumul crucii. Față în față cu situațiile care nu se schimbă, avem două perspective. Prima, e să insistăm. Să facem tot ce ne stă în putere și ce nu ne stă în putere, să ne copilărim, să ne tăvălim pe jos, să insistăm, să dăm cu pomnii de podele, să aruncăm cu țărână în aer, să ne comparăm cu alții, să ne plângem, să ne văicărim, să dăm în amărăciune, în depresie și în final să ne pierdem speranța și unii credința, zicând cu noi nu-i corect ce se întâmplă. Jugul acesta al unui eu care nu acceptă că sunt situații care nu se schimbă, este mult mai greu de purtat decât partea a doua. Înțelegerea că Dumnezeu a ales să lucreze cu tine așa. Și că e cu tine în situația aceasta în care te afli. Că viața merge înainte. Că harul lui Dumnezeu îți este de ajuns. Această acceptare a insuportabilului îngăduit de Dumnezeu în viața ta, și umblarea alături de Hristos pe drumul încercării te va face să ai pace. Eu am înțeles lucrurile în felul acesta destul de târziu. Am avut câteva situații în care Dumnezeu a zis nu. Odată, așa mi-am închipuit, mă rog de trei ori, închid dosarul după a treia rugăciune îl încredințezi în mâna lui Dumnezeu, ca și cum te duci într-un secretariat, dă număr de înregistrare, pune cererea mea acolo și pleci. Și când ești pe ușă, zici așa, la birou ăsta nu mai bat în viac. Dacă vor să facă ceva pentru mine, știu să mă găsească. Cumva așa mi-am imaginat. La Pavel s-a rugat de trei ori. A treia oară a închis dosarul, a înțeles că este unde ajuns harul și și-a zis așa, în această problemă, Doamne, nu te voi mai deranja? Dacă vreodată vrei să-ți amintești de mine, știi unde să mă găsești? În ce mă privește, mi ajunge harul și mă duc ascultător pe drumul tău. Fără să căltesc, fără să mă autocompătimesc, cu mulțumire mi această stare și îți dau slavă pentru ea. Asta e ideea. Și spuneți-mi, dumneavoastră, dacă găsiți o cale mai bună. Că noi. De bună seamă că surpriza intervenției miraculoase a lui Dumnezeu, care schimbă și ceea ce ai acceptat că nu se poate schimba, Dumnezeu ți-o poate face. Uite, în familia noastră a făcut-o, în speța despre care a vorbit fratele Mircea. Dar noi am închis dosarul de vreo 8 ani în urmă. Și nu ne-am mai rugat deloc pentru problema asta. Atunci ne-am vindecat de speranțe fără împlinire. Dar asta este altă poveste. Lecția aceasta cu acceptarea situațiilor care nu se schimbă e descrisă de scriptură cel mai viu, așa, în viața lui David, despre care citim în 2 Samuel următoarele, versetul 15 din capitolul 12. Cuvântul Domnului ne spune că David a avut un copil din Baceba care s-a îmbolnăvit, a fost greu bolnav. David s-a rugat pentru viața copilului său. A postit. Când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. Următoarele versete ne spune că în starea aceasta David a stat șapte zile. A șaptea zi copilul a murit. Deci Dumnezeu a ales să nu-l asculte. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul că ziceau între ei, când trăia copilul, i-am vorbit și nu ne-a ascultat. Acum sunt să îndrăzni să-i spunem a murit copilul, are să se întristeze și mai tare. David a băgat de seamă că ei vorbesc între ei și i-a întrebat, a murit copilul? Și i-au răspuns, a murit. Și acum vă rog să observați ce a făcut David. David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, și-a uns, s-a uns și-a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului, s-a închinat, întorcându-se acasă, a cerut să-i se dea de mâncare și a mâncat. Și aici oamenii s-au mirat și au zis, ce înseamnă ce faci? Când trăia copilul, postea și te rugai, acum că a murit, cer de mâncare. Nu logic. Și David, ce, ce nu e logic? Auziți cum a gândit? Când trăia copilul, posteam și plângeam că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. Acum când am murit pentru ce să mai postesc, pot să-l întorc eu la viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. Și apoi s-a întors către soția sa pe care am îngăiat-o. Observați tăria de caracter a acestui bărbat? Adică înțeles, sunt lucruri care nu se schimbă. Le accept. Și cu cât le accepti mai repede, cu atâta te vindeci mai repede. E drept că există o vreme a plânsului și la vremea plânsului trebuie să plângem bine. Eu așa am înțeles, la vremea plânsului plânge bine și dacă plângi bine în vremea plânsului, te vindeci bine la vremea vindecării. Așa e viața. Față în față, mai ales cu doliu, așa trebuie să ne purtăm. Asta un insuportabil greu de dus. Mergăm mai departe, în al șaselea rând, să nu uităm, stimați credincioși, că încercările prin care ne trece Dumnezeu sunt o școală. Și în ele Dumnezeu ne maturizează. Prin ele, în școala aceasta, Dumnezeu ne crește, ne maturizează. Există o pedagogie a încercării, o logică în insuportabilul în care ne ține Dumnezeu mai mult sau mai puțin. E un bine mai mare, e ceva ce lucrează Dumnezeu acolo. Acel ceva foarte greu poate fi identificat din interiorul insuportabilului și numai din exterior. Și din exterior te poți uita la rezultat numai în două feluri. Cu experiența, adică după ce a trecut, sau cu ochii credinței, anticipând ce va face Dumnezeu. Iacov ne învață să ne uităm cu ochii credinței. Cu experiența se uită și ăla de credincios. Păi ce a trecut în cercare, zice, mi-a prins bine. Dar cel care e încrezător în Dumnezeu, poate să vadă în viitor cu credință. Iacov a zis, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează și apoi ne-a spus ce? Este un bine mai mare, o logică mai înaltă, ceva ce ne scapă pentru un moment și acel ceva justifică din plin încercarea în care ne găsim. Într-o zi vom înțelege logica. Și acesta e cuvântul credinței. În Vechiul Testament găsim o imagine, o descriere foarte vie, plastică a aceste, acestei învățături. E unde în Deuteronomul 32, 11 la 12, de cuvântul Domnului spune așa. Primoi se se vorbea poporului Israel care a fost scos din Egipt și dus până în buza Cananului. I s-a zis așa, ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puilor și întinde aripile și ia și poartă pe penele lui. Așa că lăuzit Domnul pe poporul său. Deuteronom 32, versetul 11 dacă e posibil să fie versetul acesta expus sub ochii noștri, să ne uităm un pic la el cu atenție. Eu o imagine vie, o comparație, o metaforă, ca vulturul care scutură cuibul. Vulturul își așează cuibul pe înălțimi, pe vârf de creste, deasupra unei prăpastii adânci a unui râu, în locuri în care nimeni nu poate să ajungă și nu poate să amenințe. Într-un asemenea loc, vulturul despre care citim și-a pus cuibul. Și în cuib sunt puii, puii, acolo în cuib. La vreme primesc hrană, când e vreme ria vulturul îi acoperă, îi protejează, nu le lipsește nimic. Dacă ar fi să descrii viața din cuib, ai zice că acolo este securitate, prosperitate, predictibilitate, ce să-ți mai dorești? în liniște și în siguranță puii s-au făcut mari. Și într-o zi, vulturul a zis puiului, băiete, uite-te un pic la mine. Și a zburat în fața cuibului. ce ai tată? Și este o vârstă după care punem întrebări și în credință. Și vulturul a zis, asta e zbor. Și a venit vremea să zbor și tu. Ți-ai dorit? Și Bulgăru a zis cu toată inima: și eu aș vrea să zbor. Ce să fac? Fiecare copil sare repede să afle răspunsul. Și Bulgăru a zis: trebuie să ieși în cuib afară. Nimeni nu poate învăța să zboare câtă vreme stă în cuib. Trebuie afară. Și acum apoi se uită așa, cântărește prețul și după un moment de judecată zice: Tată, renunț. Eu sunt mulțumit cu ce am, nu vreau să zbor, e prea riscant. Numai că nu e după cum vrea puiul, după cum nu e și după cum vrem noi. Și atunci, ulturul cel bătrân ia o decizie, scutură cuibul. Dar de ce îl scutură? Pentru că puiul s-a încăpățânat să rămână în predictibilul imediatului. Ghearele s-a legat de colț, de, de crengile cuibului să nu-l cumba, să-l împingă afară taică -s Și atunci vulturul a decis să scuture cuibul. Ghearele s-a legat și din, cu puterea a bătut din arii cuibul, s-a scuturat din toate, s-a destructurat și în zbaterea aceea puiul a căzut în hău. I-a încercat să mergeți în mintea puiului de vultur și -o a apucat pe tata l-am crezut de partea mea. Ce cu el? A nebunit. Așa ceva n a mai făcut niciodată. E împotriva mea. M-a abandonat. Și în timp ce se ducea în hău să se zdrobească de stângi, nu știa să zboare. Tai pe său, zbura deasupra lui. Ochii lui îl priveau cu o atenție cu care n-a fost privit niciodată până atunci puiul deși puiului s-a dat sentimentul că este abandonat. Totuși, vulturul cel bătrân nu l-a abandonat. În momentul în care acolo e gata să cadă, să se zdrobească, zice că se bagă așa sub el, zboară deasupra puilor și întinde aripile, îi ia, îi ia, se bagă sub ei. Și îi poartă pe penele lui. Sus, Sus și au revenit un pic. Hai că nu a fost chiar așa. Și de acolo, din sus, de sus, nici nu mai vezi când te uiți de jos, îi dă drumul iară. Și odată și de două ori, fiecare învață cum poate. În final, vulturul l-a pus în cuib. În ce-a mai rămas din el. Și când și-a revenit un pic, puiul l-a întrebat tatăl, ce-o fost? Asta, așa zi, n-am avut niciodată. Ce-a fost asta? Care-i logica acestei zile? Și tăticul i-a răspuns, a fost o lecție de zbor. Viziunea este să zbori. Să dorm la noapte cât de bine poți, că mâine dimineață mai vine o lecție. Vă puteți imagina cum a fost noaptea pentru pui? Să vezi rugăciuni. Doamne! Noapte de veche schimbă-i mintea, fac legăminte, să nu cumva să mai vină o lecție, te rog! Și câte rugăciuni nu facem noi în mintea noastră mărginită, neînțelegând că cerem rău, deși suntem motivați bine. De ne-ar asculta Dumnezeu, ne-ar face rău. Ca și cum nu s-ar fi rugat a doua zi dimineața, tai că să o ascultă iară cuibul. Cum o face și cu noi, tatăl nostru cel bun. Într-un târziu, așa mi închipu eu, că puiul a prins ideea. A luat sub aripi puterea aerului și a să bată din aripi. Unul învață mai uite, altul mai târziu, nu-s doi la fel. Al nostru, în final, a prins ideea. Și acum să-l vezi stăpân pe înălțimi și pe râuri, pe stânci și pe creste, zburând cu viteză, îi stă și îndemânarea, prins un pic și vigoarea tinereții, ca el nu-i nimeni ea. O și înaintea lui taică să dacă vrea. Într-un târziu, așa înțeleg eu că se încheie partea asta, sus pe creste, doi vulturi, unul bătrân și unul mai tânăr într-un apus de soarul povestit între ei. Discuția a pornit-o cel tânăr, care a zis, Tată, aș vrea să-ți mulțumesc frumos pentru fiecare lecție de spor. Și mai ales pentru ziua aceea în care m-am rugat mai fierbinte ca niciodată până atunci și în care nu m-ai ascultat. Îți mulțumesc că nu m-ai ascultat. Dacă mă ascultai, mă nenoroceai. Îți mulțumesc că nu m-ai ascultat. Asta este perspectiva de după ce a trecut. Insuportabil. Și am prins lecția. Pentru unii oameni poate să aibă loc în această viață. Sunt mulți în categoria aceasta. Iar pentru alții, în alte spețe, sau poate și pentru noi, doar în viața viitoare. Pentru Iov cunoaștem sfârșitul. În dreptul lui Nabot iar îl cunoaștem. Unul a fost scăpat, altul a fost lăsat. Unul a murit în onoare, altul în disgrație, dar și unul și altul au fost onorați de Dumnezeu și duși în împărăția lui Dumnezeu puși în fața acestei situații, care este realismul vieții, până la urmă, țin să precizez faptul că oricând Dumnezeu poate interveni, să fugă după tine cu dosarul acela în mână și să zică, am hotărât să te ajut. Oricând poate să facă asta. Și astea sunt binecuvântatele surprize a lui Dumnezeu. Dar dacă nu va face, ce vom face noi? Și al șaptelea gând, e cel de la capăt. Alege să rămâi fidel lui Dumnezeu pe calea crucii. Indiferent de ce va face Dumnezeu cu tine. Alege, fă legământ cu Dumnezeu, că îl vei asculta, că îi vei rămâne credincios, fidel, că îți accepți starea, că nu-ți condiționezi credincioșia, teama, ucenicia în față de Hristos. De ce face Dumnezeu pentru tine? ci că alegi să-i fii fidel și dacă, ale, dacă el nu te va ajuta niciodată. Aici este exemplul lui Abacuc, care în încercări mari și el a făcut legământ, înțelegând partea aceasta, a zis așa, chiar dacă smochilul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, Rodul măslinului va lipsi, câmpiile nu vor mai da hrană, oile vor pieri din staule și nu, va mai fi, nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Adică omul a ales să fie fidel lui Dumnezeu în ciuda răspunsului așteptat. E o relație care se bizuie pe Dumnezeul pe care îl cunoști, e dragostea față de ființa lui Dumnezeu și nu dependența de intervențiile sale, care poate că vor fi, poate că nu vor fi. Ce avem în versetul 19, Habacuc, vers, capitolul 3, versetul 19, este superb. Domnul este tăria mea, El îmi face picioarele cale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Dați-vă acolo, Domnul este tăria mea, El îmi face picioarele cale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Citind, m-am întrebat, care sunt înălțimile tale, Habacuc? Răspunsul în grabă este... Dumnezeu care m-a ajuns cu dosarul și mi-a răspuns rugăciunii, asta e înălțimea mea. Câmpiile care își dau rodul, boii care s-au întors în staule, oile care întregesc turma, asta sunt înălțimile mele. Adică în final Dumnezeu m-a ajutat. N-a fost asta. Astea sunt înălțimile lui Dumnezeu. De când miracolele lui Dumnezeu sunt laudata? Acelea sunt înălțimile lui Dumnezeu. Înălțimile lui Habacuc reprezintă ascultare față de legământul făcut. Adică, Doamne, eu aleg să-ți fiu credincios și dacă nu mă ajuți. Înălțimile nu e că umbli pe vârfurile minunilor, ci înălțimile sunt pașii din văile adânci ale refuzului. Rămâi ascultător alții de pe margine râd și își bat joc de nădejdea ta. Și tu alegi să rămâi sub cruce tăcut, te duci pe Hristos mai departe. Și dureros când vezi că pe alții a căror purtare și viață o știi, ei ajută. Și pe tine nu. Și ți mai greu. Aici Asaf era să pice. Psalmul 73. Ce l-a făcut să stea în picioare și să umble pe înălțimi a fost credința, sfârșitul de la urma celui nebrianit. Îndurând insuportabilul. Ce e de făcut, practic? Mărul roagăte să facă Dumnezeu minune, cercetează-ți viața, să vezi dacă nu cumva e o problemă, un păcat, vizuie-te pe providența lui Dumnezeu, numărăți bine cuvântările, acceptă că sunt lucruri care nu se schimbă, în credință, uită-te la lecțiile de zbor și fă legământ că îl vei sluji pe Dumnezeu orice ar fi. Această stare duhovnicească va aduți asupra ta credința, Duhul lui Dumnezeu se va odihni, vei avea pace, chiar dacă ochii vor lăcrima, vei avea pace și poate că vei avea parte de surprizele lui Dumnezeu care te va căuta din urmă cu dosarul tău. Cam asta e cuvântul pe care îmi doresc să vi-l împărtășesc în seara aceasta. Nu pot să închei fără să spun că Dumnezeu face minuni. Face minuni, Slăbiți să fie în numele Lui. Însă uneori le face foarte târziu și alte ori în dreptul altora doar. Și la asta să ne gândim. Amin!